De la începerea semestrului al doilea, elevii au revenit în bănci în majoritatea localităților din județul nostru, numai că lucrurile au luat o întorsătură urâtă pentru unii dintre ei. Mai multe cazuri de COVID-19 au fost înregistrate atât la elevi cât și la profesori. Potrivit reprezentanților DSP, la ora actuală în Mehedinți au fost confirmați pozitivi 5 profesori și 4 elevi, toți de la ciclul primar. Drobeta Turnu Severin se află în continuare în scenariul galben. Rata de infectare este aici de 1,30 la 1000 de locuitori. Elevii care merg la școală sunt cei din clasele primare, clasele terminale și preșcolarii. Cum era de așteptat, au apărut și primele cazuri de COVID-19. Acestea se înregistrează atât în rândul elevilor cât și al dascălilor. La reluarea cursurilor după vacanța de iarnă a elevilor au fost confirmate COVID-19 5 cadre didactice și 4 elevi, aceștia toți fiind în clasele primare. Au fost recomandate măsuri de prevenire a răspândirii îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 conform Ordinului Comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației. Până la momentul actual a fost vaccinată doar o mică parte din cadrele didactice. Dozele insuficiente de vaccin au stopat imunizarea, iar profesorii au fost obligați să se reprograme. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost vaccinate 577 de persoane în cadrul etapei a doua de vaccinare, atât cu prima doză, cât și cu a doua doză de vaccin împotriva COVID-19. Până în prezent au fost vaccinate 13.345 de persoane și au fost primite de la Centrul Regional de Stocare și Distribuție a Vaccinului 14.436 de doze de vaccin împotriva COVID-19. În cazul în care într-o unitate de învățământ vor fi infectați mai mulți profesori sau mai mult de 3 elevi, cursurile se vor desfășura online timp de 2 săptămâni.